Popescu s-a născut fără darul ochilor. Natura și-a reparat greșeala și i-a dat în compensație un talent pe care nu-l are orice copil de 14 ani. Povestea lui e simplă. S-a născut prematur în primăvara lui 2000 dintr-o sarcină gemelară în care a fost singurul făt viabil. S-a străduit 70 de zile în incubator să-i ajungă din urmă pe copiii născuți la termen. Și aproape a reușit. Doar ochii nu i-au ajuns la maturitate. Familia a încercat să rezolve problema în Statele Unite, dar operația n-a fost un succes. Au apărut complicații pe care le tratează cu picături zilnice. La 9 ani a mai primit o lovitură. A aflat că tatăl său n-o să mai vină acasă. Un accident i-a despărțit pentru totdeauna. Cu răbdare și voință, Vlad a reușit să treacă peste toate obstacolele. A învățat să se miște, să mănânce și mai ales să se orienteze. S-a plimbat cu rolele și cu bicicleta, a căzut din copac, a fost la grădiniță, iar acum e la școală. La 4 ani a descoperit pianul. Nu-i vede clapele, dar le iubește sunetul, iar mama sa îl ajută să învețe partiturile, notându-și toate notele și înregistrând muzica. Pianul a fost pasiunea lui de când era mic. Erau toate jucările cu zgomot, bineînțeles că fiind nevăzător, plușurile nu-l încântau în mod deosebit. A început așa, după care tot se ruga de noi, îmi cumperi pian, îmi cumperi pian, am zis că nu, că o fi așa o chestie de moment și era destul de scump. Până la urmă ne-a convins, i-am cumpărat pian. În prima seară aproape a dormit pe el, n-am reușit să-l luăm de acolo. Și a început să cânte. L-am dat la școala populară de arte, a început să cânte muzică clasică. Am fost în țară la o grămadă de concursuri, a luat o mulțime de premii. Și asta facem. Acum învață jazz, că îi place foarte tare jazzul, face jazz. Îi place și hip-hop, trebuie să mărturisesc că asta este vârsta. Îi place beatbox. Vlad este expresiv prin chip, dar mai ales prin mâini. Lăcomia cu care degetele lui aleargă pe clape este fascinantă. Le îmblânzește parcă, le domolește cu autoritate și pricepere, ca să nu-și facă de cap aiurea. Interpretează cu predilecție partituri de Mozart și Beethoven, dar cântă la pian și muzica lui Bob Marley, Ray Charles și Queen. A susținut concerte în mai multe orașe și a participat alături de Ricardo Caria la turneul național Trust Your Art. A fost un moment mult mai emoționant astăzi pentru mine. Mie mi-a fost foarte greu să mă stăpânesc, vă mărturisesc. Sărbătorim 6 luni de ieșit în stradă, 6 luni de premianți fără premii. Și ce să vă spun, nu știu, am atâtea emoții, vă mulțumesc tuturor și o să ne vedem după o scurtă pauză pe data de 31 mai, pentru că în timpul campaniei electorale această campanie civică se suspendă, lăsând spațiu public liber actorilor politici. Nu are un model pe care și-ar dori să-l urmeze, vrea să fie el însuși și să-și trăiască propria viață. Cântă la pian 6 ore pe zi, iar asta nu e tot. Are note mari și la școală. Îi place mult limba română și, ca toți copiii, e pasionat de computer. Concepe jocuri pentru copii nevăzători. Visează să urmeze o facultate, să acumuleze cunoștințe și, evident, să cânte la pian. Devenii care l-au cunoscut sâmbătă în centrul orașului au plecat de la întâlnire cu convingerea că o să-l revadă curând. Vlad îi așteaptă la următorul concert pe scenă, acolo unde își trăiește viața, căci pentru el muzica e tot ce contează.